Republica Moldova este în pericol să fie atrasă într-un război sau nu? Republica Moldova, după cum spuneam, este obligația noastră, responsabilitatea noastră să păstrăm pacea în Republica Moldova. Republica Moldova nu este vizată de acțiuni militare, nu este țintă a unor acțiuni militare ostile. Și în acest sens, noi gestionăm situația prin prisma necesității gestionării acestor fluxuri de refugiați, prin prisma formulării atitudinii noastre diplomatice și de condamnare acestui act de război inițiat împotriva Ucrainei de către Federația Rusă. Deci, da, noi acționăm în plan diplomatic, noi formulăm care este viziunea noastră, noi ajutăm refugiații, dar, după cum spuneam, Republica Moldova rămâne o țară pașnică, rămâne o țară neutră, care continuă să discute cu toți partenerii externi pentru a asigura bunăstarea acestui popor. Întrebarea mea era motivată și de faptul că președintele Federației Ruse, din tot ce a spus până acum, a spus doar neadevărul. A spus că nu va ataca Ucraina, a atacat-o imediat și a spus, printre altele, și asta mă îngrijorează, că nu tinde să refacă Uniunea Sovietică. Deci, cetățenii Republicii Moldova au ales calea independenței? Au ales-o și ucrainenii. Și nu doar ucrainenii, au ales-o mai multe state. Noi, ca societate, responsabilitatea noastră, inclusiv ca guvern, este să asigurăm independența, suveranitatea Republicii Moldova. Este calea aleasă de către societatea noastră și absolut toate acțiunile, inclusiv în plan diplomatic, politic, reiesc din acest deziderat de menținere a independenței și suveranității Republicii Moldova.